De fapt, el deodată mi-a zis. Mi-a zis că are un diagnostic mai special. Am înțeles. Paralizie cerebrală infantilă. Și eu, cunoscând termenul dat, nu m-a speriat atât de tare. Da? Adică că există diferite, paralizia cerebrală infantilă există la diferite niveluri. Și deci nu m-a speriat. Eu am fost acea care am insistat, pentru că mi s-a părut un bărbat foarte interesant pe care vreau să-l cunosc. Și știindu-i diagnosticul, zic că nu m-am gândit că poate cumva să-mi creeze mai târziu un disconfort sau, așa să spun, o reținere. Adă-ți aminte, te rog frumos, prima voastră întâlnire, dar vreau să-mi o descrii în detalii. Da, deci prima noastră întâlnire a fost, deci a venit cu o floare de eustomă, da. Și când ne-am întâlnit la momentul și la locul stabilit, când a făcut primii pași spre mine, deci foarte mult m-am speriat. Deci eu am venit cu niște așteptări. Eu aveam niște așteptări când am venit la întâlnire cu el și la un moment dat nu m-am gândit că e chiar așa de grav. Cel puțin așa mi s-a părut atunci, la momentul acela, pentru că eu l-am evoluat ca perspectivă, da? Ca un bărbat cu perspectivă pentru viitor. Și atunci când tu îl privești pe un bărbat cu paralizie cerebrală infantilă, îl privești ca pe un prieten, e ok. Dar când îl privești ca un viitor soț, tătic, partener de viață, desigur că am avut așa un... Reținere. O dezamăgire, da. O dezamăgire. Totuși, nu am vrut să-mi arăt asta pe față, am mers cu el până la sfârșitul serii. Ce era în sufletul tău? Era o luptă internă, ca între două personalități, care una zicea da și alta ba. Era o... Concordanță. Da, concordanță, da. Între felul în care ți-ai făcut tu imaginea, da. Și imaginea în sine, da. În realitate. Da. Ce te-a șocat cel mai mult? Deci m-a șocat mișcările și, vorba. Deci cumva paralizia cerebrală i-a afectat deci, partea dreaptă a corpului, da? Și vorbirea. Deci cumva persistă bâlbâiala. Ticuri, da. Sau... Persistă bâlbâiala. Deci chestia este... Dificultăți, da. De vorbire. Da. Era în capul tău chestia asta că, uite, îmi place de el, aș vrea să, chiar la prima întâlnire, îl văd ca pe viitorul meu bărbat, doar dacă am trăit noi doi pe o insulă, fără lume. Îmi citiți gândurile. Da, sigur. Era chestia asta că mă gândeam că dacă merg cu el mai departe, cum am să fiu privită de societate, de oamenii care mă cunosc. Și atunci îmi venea, zic, dacă noi am fi să trăim într-o lume construită doar de noi doi și să fim noi doi acolo, cred că... Ai fi cea mai fericită. Și până la sfârșit noi ne-am construit lumea asta. Și sunt cupluri, familii care iau exemplu de la noi astăzi.